Mulțumim lui Dumnezeu că până în momentul de față Dumnezeu a fost cu noi. Credeți lucrul acesta? Eu am văzut, văd și cred din toată inima că voi mai vedea mâna Domnului la lucru într-un mod miraculos. Vedeți, noi ca și oameni, nouă ne place cuvântul ăsta, miracol. Minune, pentru cei care știu așa mai popular. Vreau să vă spun că pentru Dumnezeu minunile care ni se par nouă minuni sunt lucruri obișnuite. Problema nu e la Dumnezeu, problema este la noi. Noi nu mai suntem unde trebuie să fim. Și lucrul acesta are de a face cu noi și o să ziceți în ce direcție. Ascultați-mă. Dumnezeu este roditor la orice clipă și în orice moment. Știți lucrul acesta? Dacă nu lucrează aici, lucrează în România. Dar lucrează în România, lucrează în Japonia. Și Dumnezeu lucrează în fiecare fracțiune de secundă pentru gloria și slava numelui Său. Problema este la noi. Dumnezeu, poate cineva să mă condamne că spun așa, Dumnezeu are roadă necontenit. Și roada lui Dumnezeu este dragostea față de noi. Prin dragostea care o are față de noi, în fiecare zi lucrează în dreptul nostru. Acum ajungem la o problemă imensă. Și am să pun o întrebare. Mai avem noi oare roada pe care o așteaptă Dumnezeu? Aici e problema cea mai mare. Cu roada noastră, nu a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu în fiecare zi lucrează. Slăvit să fie Domnul. Și am să aduc înaintea dumneavoastră dintr-un pasaj din Biblie, din Ioan, capitolul 15, unde vom găsi pe Iisus Hristos vorbind despre El ca fiind vița și noi suntem mlădițele și cum vița aceasta trebuie să fie roditoare, dar mlădițele trebuie să fie cele care sunt altoite unde trebuie, să aducă rodul potrivit. Și acum ascultați-mă, aici se pune problema că orice fel, fiți atenți, orice fel de business are secretele lui, drept? Cine face apicultură știe un lucru, că nu te poți juca cu albinele. Dacă le-i prea cald, prea frig, nu le dai de mâncare, primesc păduchi. Ați auzit așa ceva? Să facă albinele păduchi. Și zici, Doamne, dar cât e de mică albinuța aia și ea să facă păduchi? Pe cât să cât îți de mici păduchi e aia? Și totuși, lucrurile acestea se întâmplă. Haideți să citim înainte de toate din Ioan, capitolul 15. Vom citi doar 11 versete, de la 1 la 11. Și fiți atenți aici, pentru că e foarte important. În Biblie, absolut tot ce spune Domnul Iisus, în unele Biblii mai noi, e scris cu roșu, e important. Și zice așa cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele Domnului Iisus: Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu rămâne în viță, nu poate aduce rod, vă rog să mă iertați. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și acum vreau să fiți atenți la următoarele trei versete, pentru că astea încep cu un cuvânt. Și cuvântul respectiv nu face nimic altceva decât să însemneze o condiție. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Vedeți?
Vine Domnul Iisus și nu face nimic altceva decât să ne dea o rețetă. Dar acum ascultați-mă ce vă spun. Orice rețetă bună are secretele ei. Știți lucrul acesta? Dacă o să vă duceți pe internet și o să găsiți, mie îmi place Chicken Brian, nu? De la Carabas, dacă ați auzit de restaurantul Carabas. Nu e aici, sunt în alte state, este unul și în Arizona. Dar îmi place chickenul ăla, îmi place puiul ăla, pieptul ăla de pui făcut așa cum îl fac ei. Și soția s-o băga pe internet și-o găsit acolo o rețetă. Și vreau să vă spun, când o făcut-o prima dată, nu a fost nici măcar pe aproape. Nici măcar pe aproape. Pentru că există secrete într-o rețetă. Chiar dacă ți se dă rețeta, există acolo anumite lucruri care trebuie să le faci exact așa ca să iasă gustul. Am ce vreau să vă spun. Dacă rămânea la rețeta aia, n-aș mai fi mâncat chicken Brian-ul ăla. Dar mi-a plăcut că nu a rămas la rețeta aia, ci acum ascultați-mă, o căutați să vadă ce secrete sunt ascunse acolo și ce condimente trebuie puse și ce cantitate trebuie pusă. Și o să ziceți, de ce? Ca să iasă bună mâncarea. Și în dimineața aceasta, titlul pe care Dumnezeu mi l-a dat să-l aduc înaintea dumneavoastră pentru mesajul acesta este următorul. Secretele viței roditoare. Vreau să înțelegeți un lucru. Că trebuie mai întâi să ai o vie ca să ai o viță. Și apoi dacă ai viță trebuie să ai mlădițe bune. Dar acum am lăsat specific afară cel mai important lucru. Vița. Sau mai, hai să mergem de la început. Via. Nu poate să fie a nimănui. Trebuie să existe cineva care este proprietarul viei, nu? Apoi urmează vița care este plantată, apoi urmează mlădițele și apoi urmează rodul. Dar ascultați-mă, și la ei, la ăștia care se ocupă cu strugurii, cu vița de vie, există secrete. De asta te duci câteodată, eu m-am dus de multe ori la Walmart. Și ascultați-mă ce vă spun, vi se pare ciudat. M-am dus și de multe ori am cumpărat și era $4 și ceva poundul, știți? Și tu aștepți că ăla să fie cel mai bun. Și am fost atât de acri. Și altă dată m-am dus și am luat cu $1.58 poundul și am fost atât de dulci. Și am învățat un lucru, că nu e important prețul, ci important de unde vine, cum a fost cultivat și care sunt secretele viei respective. Dimineața aceasta vreau să aduc înaintea dumneavoastră, după cum Dumnezeu mi-a dat, câteva lucruri, câteva secrete a viței roditoare. Și vreau să fiți atenți acum. Hai să mergem la versetul numărul 1. Zice cuvântul lui Dumnezeu că Hristos, Domnul Iisus, a spus cel mai important lucru care vreau să-l băgați de seamă. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Acum, noi vrem să mâncăm bine, vrem să mâncăm struguri de calitate. Și noi le ducem și cumpărăm în ghilimele. De unde? De unde credem noi? Și Hristos zice, auzi, dar eu îți dau deja și locul, îți spun cine-i vierul, îți spun și vița de soi și îți spun și unde poți găsi. Și acum, ascultă-mă ce spun. Problema nu e la el, problema e la noi. Pentru că noi nu mai știm să căutăm, să găsim și să recunoaștem vița de soi. Vă înțelegeți ce spun astăzi? Și mai important decât atât, că unii în ziua de astăzi, ați mai auzit din ăștia acum care nu mai există tatăl. Există numai fiul, se botează numele fiului, totul e numai Hristos, nu mai există tatăl, nu mai există Duhul Sfânt. Ascultați-mă! Voi puteți să existați dacă n-ați avut bunici. Puteați să existați dacă n-ați avut bunici. Nu, nu? Trebuie să fie cineva în urma voastră. Totul s-a început de la Dumnezeu Tatăl. Și dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu Tatăl, nu-ți poți cunoaște nici măcar pe Fiul. Și dacă nu-L cunoști pe Fiul, nu poți să cunoști
roadele viței care el o reprezintă. Și încă ceva. Dacă nu-l cunoști și dacă n-ai îngăduința în lui, nici nu poți fi altoit în via lui. Știi lucrul acesta? Mai înainte de toate, numărul 1, Hristos spune, eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Și acum ascultați-mă, dacă vreți să vă notați, vă puteți nota. Caută, găsește și recunoaște vița de soi, dar și pe cel care e proprietarul. Că dacă nu faci lucrul ăla, n-ai rezolvat absolut nimic. Și în dimineața noastră, noi afirmăm cu voce tare. Noi ne încredem în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt și suntem altoiți în via Lui ca mlădițe roditoare. Ziceți amin? Că e bine, nu e nimic rău. Și acum vreau să înțelegeți un alt lucru. Pe orice mlădiță, versetul 2, care este în mine și n-aduce rod, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Aici deja începem să intrăm în probleme. Ați văzut din aia care ori intrat în vie, ori fost altoiți în viță și după aia, la un moment dat, s-a întâmplat ceva. Dintr-o dată ai văzut că viața lor nu e mai bună, roadele nu sunt mai bune, dacă guști, gustul nu e mai cum trebuie să fie. Și la un moment dat te uiți și zici, bă, dar nu numai că nu mai gustă, nu mai miroase bine, nu mai curăție. Și te uiți mai adânc și mai adânc și vezi bulgunoi. Ascultați-mă, cu riscul că o să supăr pe cineva în dimineața aceasta, am să vă spun un lucru. La un moment dat, m-am mutat în locul acesta și m-am rugat pentru o persoană ca Dumnezeu să vindece persoana aia. Și după vreo 3 luni de zile Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a arătat persoana și a spus, Dumnezeu, trebuie să plece, nu mai pot să țin persoana. Și mi-a arătat un bot de avion unde persoana era deja înăuntru, pregătită de zbor. Și eu am luat o scară, m-am suit sus și am vrut să scot persoana afară. Vorbesc mai codat. Am tăiat geamul, am intrat înăuntru și când am intrat acolo unde era locul de piloți, am văzut locul, dar între mine și persoana respectivă era un morman de gunoi cât era de lat avionul. Și am început să strig și am zis, vino că am venit să te scot afară. Și nu venea. Și am strigat de 2-3 ori și la un moment dat am auzit o voce care a spus în felul următor. Persoana nu mai poate să vină înapoi, pentru că în timpul vieții au acumulat foarte mult gunoi și dacă să va întoarce înapoi, să va întoarce din nou la ceea ce a avut. Auziți? Și au zis, gata, s-a terminat. Vreau să înțelegi un lucru. Faptul că intri în avionul care e curățit și piloții miroase frumos și stuardesele miroase frumos, nu te va curăți pe tine. Și-i lucrul acesta. Va trebui să faci tu ceva, pentru că vei rămâne curat, din versetul 2. Pe orice mlădiță care este în mine și ne aduce rod, el o taie. Vei rămâne curat doar atâta timp cât rămâi în vița lui Iisus. Voi ați auzit? Atât vei rămâne curat, doar atât cât îți vei trage seva din vița lui Iisus. Vița care este reprezentată de Iisus. Și acum, ascultați-mă. Problema este următoarea, că tot din versetul ăsta trebuie să scoatem ceva în relief. Pe orice mlădiță care este în mine, da? Și n-aduce rod, ce se întâmplă? Păi cum se poate așa ceva? Adică ești în casa lui Dumnezeu, ești parte din poporul lui Dumnezeu și numai dintr-o dată auzi că gata, au fost terminat? Și o să vă spun din ce cauză. Ascultați-mă. Cea mai mare ființă care cunoaște business-ul, mai mult ca noi toți, care am studiat, poate, business management, este Dumnezeu. Și o să spuneți de ce. Pentru că e cel mai mare investitor de pe universul acesta, din universul acesta. Știți lucrul acesta? Domnul Dumnezeu este vierul bun care așteaptă roade după investiția care au făcut-o în via care au plantat. Știți? Și am vrut să vă spun ceva. El din viță primește rod în fiecare zi. Dar noi suntem altoiți în viță. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și zice, auzi,
Hai să spun ceva. Eu vreau ca tu să fii parte din viță și să aduci rod. Dar eu pot și fără tine. Problema nu e la mine, problema e la tine. Eu aștept de la tine ca tu să aduci roadă după investiție. Și acum vreau să spun un lucru. Nu aduci rod. Ești o investiție neroditoare. Știi lucrul acesta? Și apoi, mai departe, vreau să spun ceva. Ești considerat ca o viță sălbatică. Ați văzut din alea? Tata meu se ocupa cu altoitul. Și veneau oameni care ziceau, uite, ți-aduc o mlădiță nouă. Și-o altoit și ascultați-vă, de multe ori altoit și-o dat cineva. Și când o mâncat, vai și amar gustul, vorba mea. Nu aduci rod. Ești o viță neroditoare sau sălbatică. Dar acum vreau să vedeți un lucru ciudat. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Asta nu ne prea place nouă. Mă, dar parcă nu prea face sens. Mă, înțelege că pe aia care nu aduc rod, îi taie Dumnezeu. Dar ne uităm la unii care aduc rod. Ați văzut din aia care aduc rod? Și mă, numai li se întâmplă ceva. Numai dintr-o dată, auzi că cu Tărescu, care l-a slujit pe Domnul cum trebuie, i s-a întâmplat ceva. Eu l-a focat. Și zici, bă, dar stai așa o secundă, dar eu am crezut că Dumnezeu e cu el și el e cu Dumnezeu. Și eu vreau să vă spun ceva. Și îi? Ascultați-mă ce vă spun. Noi suntem oameni și suntem răi. Și de multe ori ne obișnuim cu binele pe care le face Dumnezeu. Și ascultați-mă, să nu credeți că cei care sunt cu Dumnezeu nu greșesc. Mai greșesc și ei. Și vierul, ascultă-mă, vierul nu o să aștepte să vadă vița ofilită, uscată sau să pătrundă ce nu trebuie. Vierul vine și curăță ce nu-i bun în timp ce ia de rod. Știți? Și zice, auzi, eu nu vreau să ajungă până acolo și să-mi strice recolta. Și atunci vine Dumnezeu și mai dă cât eu nu iau. Mai taie câte ceva care nu-i cum trebuie. Și ustură, doare, nu ne place. Dar acum vreau să înțelegeți un lucru. Nu face lucrul ăsta pentru că vrea să te omoare, ci pentru că vrea să aduci mai mult rod. M-auzi ce spun? Am dat odată un exemplu și vi-l dau acum dimineața asta ca să înțelegeți din nou pentru cei care n-ați fost atunci. A fost un frate din California, m-am întâlnit cu el, l-am cunoscut în urmă cu vreo 7 ani de zile. Și fratele ăsta o cerut Domnului și a zis, Doamne, uite, casa mea e veche, trimite niște bani să pot și eu să o remodelez puțin, să o aranjez puțin, să o pun puțin la punct. Și ascultați-mă, îi spune Dumnezeu într-o zi în timp ce se ruga, am să-ți dau o casă nouă, nouță. Fratele în vârstă. Și e gata. O merg, s-o mărturisi la toți. Știți? Cum mărturisesc eu multe lucruri. Și zic unui ăsta e nebun. Dumnezeu mi-a vorbit. Eu cred din toată inima. Și fratele se duce și spune, Domnul mi-a spus că îmi dă casă nouă. Ascultați-mă, știți ce a zis? O zis, spune și nevasta lui, o zis, zice, băi, lasă-o mai ușor. Că de nu se împlinește, zice, o să se uite tot la tine ca și la un proroc mincinos. Zice, lasă-o mai ușor, nu mai spune măcar, lasă să știu numai eu. Dar și ea avea dubii. Știți? Mi-a spus el. Și trece ceva vreme și într-o zi primește un telefon, nu era acasă, și zice un vecin, vino repede acasă, că sar de casă. Ce ziceți la prima vedere? Știți ce au zis? O zis, zice, eram pe mașină și nu mă bombăneam într-una. Păi, Doamne, tu mi-ai zis că îmi dai casă nouă și tu îmi dai foc la casă. Păi, Doamne, ce treabă? Păi, zice, el s-o gândit. Au zis ce s-o gândit el. S-o gândit că Dumnezeu trimite un cumpărător să-i plătească mulți bani, vinde casa asta, mai face, mai nu știu ce, și ia o casă nouă. Așa ne gândim noi, nu? Și vine acasă și când a ajuns acasă, jumătate de casă era negru tot, arsă. Și partea alaltă era, că ăștia cu pompieri, știți, vor da cu apă, tot era nenorocit, praf. S-a luat cu mâini de cap. La care nevasta zice, na mă, cum e cu casa aia nouă? Știi? Că noi, așa ne uităm, măi, praf, e pulbere, na, zice, mă, dar unde e Dumnezeu? Unde-i, unde, fa? Păi am crezut că ești viță bună, am crezut că ești trugure bună, am crezut că ești mlătiță bună, păi am... Mă vin, știți, ăștia alalți vin care zic, investiție proastă, ai și vorbit ce nu trebuia? Și acum ascultați-mă, vine un contractor, aduce insurance-ul, știți că a avut insurance, și zice, auzi, eu pot să vă fac casa, să vă rearanjez, jumătatea asta rămâne, pun o jumătate nouă și nu știu ce și fac, și dă un preț, dar i-a dat un preț mare, vreo 160 de mii.
Și el se duce, se uită la casă și zice: Doamne, dar tu n-am înțeles eu bine, ai zis că îmi dai jumătate de casă nouă sau toată casa nouă? Că ăsta vrea să-mi dea numai jumătate de casă nouă. Și tu ai zis că îmi dai tot. Și Dumnezeu zice: auzi, stai tu liniștit, că eu îți dau casă nouă. El necăjit, din jurul tău, nu, asta face în casă. Și trec câteva zile și omul tot se roagă, dar el rămâne încredințat, nevastă sa pe jos. Nu crede nimic, numai nimic, gata, numai nicio roadă. Ați înțeles? Și acum ascultați-mă ceva. Dumnezeu a vrut să curețe ceva și la el și la ea. Știți? Și într-o zi, la jumătatea de casă care mi era în picioare, vine cineva și bate la ușă. Imaginați-vă. Și zice: mă numesc Scutărescu, sunt contractor, am auzit de ce s-a întâmplat aici. Deci uite care e treaba. V-ați dat insurance-ul vreun estimate? Da, zice, da, mi-a dat 160.000. Zice: auzi, spune la insurance că ăsta e license-ul meu. Dacă vor să mă verifice, eu vă fac casă nouă, o dărâm pe asta complet, torn totului tot nou și vă fac casă nouă cu 175.000. Spune la insurance să mă contactez. Și insurățul, când a auzit, a zis: bă, de ce să ne complicăm, mai cu 160.000, dacă nu se lipește bine, în ghilinele. Dacă ceva nu iasă cum trebuie și nu-i place la urmă. Bă, știi ce? Și-a plătit 175.000 și-a venit ăsta și-a dat casa jos și l-a făcut casă nouă. Și acum vine prorocul nostru, fratele nostru, și zice: na, mă, femeie, mă, cum e cu casa nouă, mă? Mai tare. Dar înainte nu a fost, știți? Că a vrut Dumnezeu și la el și la ea să curețe niște lucruri. La el mai puțin și la ea mai mult. Și noi zicem: Doamne, dar de ce trebuie prin încercarea asta? Pentru că trebuie să fii curățit. Că o să mai isca ceva pe acolo ce nu trebuie, o mai venit niște necredință, o mai venit niște ce nu-i place lui Dumnezeu și zice Dumnezeu: lasă că rezolv eu treaba asta. Și Hristos zice: orice mlădiță care aduce rod, o curăță care să aducă și ca să aducă și mai mult rod. Ascultă-mă, știi care e planul lui Dumnezeu? Ca dacă ai întors la Dumnezeu anul ăsta doi oameni, anul viitor să întorci 4. Sau 8 sau 10. Sau câtă putere îți dă Dumnezeu să lucrezi pentru El. Și acum ne ducem mai departe, fraților. Versetul 3 zice: acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Care cuvânt? Din primele două versete. Eu vă curățesc, eu v-am curățit, eu am făcut ce-o ținut de mine. Dar acum ascultați-mă ce vă spun. Dar voi mențineți-vă. V-am mai pus întrebarea asta. Vine cineva la voi și zice: uite care e treaba. Am o casă de 250.000. Fac acum contract și ți-o trec pe numele tău. Nu trebuie absolut nimic. E curată, e frumoasă. Eu vă întreb pe voi, după ce o trecut-o pe numele vostru, cine e responsabil de curățenie? Ia ta. De aici trebuie să o ții tu curată. El ți-o dat-o pe gratis. Dar tu ești responsabil. Merg mai departe. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine, zice Hristos. Ascultați-mă. Aici e un secret pe care nu știu dacă voi l-ați băgat de seamă. Problema e în felul următor. Noi de multe ori vrem să ne ducem și să cumpărăm ceva nou. Și zice: mă, aș vrea și eu lucrul respectiv. Și ai vrea să-ți deie cineva din pământ să scoată copacul și să ți-l deie ție. Și el zice: mă, dar eu nu pot să fac treaba asta. Eu îți dau o mlădiță, tu altuiești în copacul tău și aduce rod. Mă, nouă nu prea ne place treaba asta. Ascultați-mă, mlădița de care Hristos spune: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, după cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Vreau să vă spun că această mlădiță nu se poate cumpăra. Și o să ziceți: dar ce facem? Mlădița aceasta nu poate fi decât altoită. Tu trebuie să alegi să fii altoit în via lui Dumnezeu reprezentată de vița Hristos. Voi auziți ce spun în dimineața asta? Noi vrem să facem noi lucrurile cum vrem noi. Și Hristos zice: auzi, nu există cale înspre Tatăl decât prin... Și apoi, mai există un lucru. Tot așa nici voi nu puteți aduceți rod dacă nu rămâneți în... Ați văzut din ăștia care vin... Cresc foarte rapid, îs altoiți și ei, cresc foarte rapid și după aia își fac business singur.
singuri. Ați văzut din aia? Dintr-o dată ei sunt cei mai tari, dintr-o dată vița aia lor, via aia lor, fac de toate și zic, băi, ăsta e business-ul meu. Ascultați-mă. O să vă șochez puțin acum, dar vă spun adevărul. Făceam parte dintr-o biserică la un moment dat, care a crescut foarte tare. S-a ridicat foarte tare și foarte rapid. Și biserica asta, pe lângă faptul că a avut multe pe lângă ea, în incintă, a avut niște birouri la etaj. Și la un moment dat, vine cel răspunzător de lucrare și zice către mine, zice, vezi toate alea de sus? Da, alea le rentăm, le dăm la toți. O să vină aici avocați, o să vină CPA, o să vină. Eu stau și m-am uitat și am zis, da, asta nu-i casa Domnului. Ba da. Și acum ascultați translatare, explicație. Zice, da, biserica trebuie să se poată întreține singură pe ea. Eu am stat așa și am zis, păi, dar nu-i scris în cuvântul lui Dumnezeu că Hristos e capul bisericii. Adică suntem noi gâtul, întoarce pe Hristos cum vrem noi. Facem noi business în adunare. Ne punem noi dintr-o dată stăpâni pe ceea ce, pe via Domnului. Ascultă-mă. Nu poți să fii altoit în via lui Dumnezeu, în vița asta care se numește Hristos și să faci business cum vrei tu. Nu există așa ceva. Și aș putea să mă duc acum mai departe, dar nu intru, că e subiect care îl cunoașteți foarte bine. Știți? Scrii scrisori la Cutărescu și spui vreau să vând cu tare și vând cu 70 și după aia îl iei și îl vinzi cu 500 și ceva. N-am să las subiectul, că nu e rezolvat. Nu e rezolvat. Să se supere bine. Nu poți să faci așa ceva. Că ne-a chemat Dumnezeu să fim responsabili și altoiți cum trebuie în via lui Dumnezeu. Și dacă faci tu business în casa lui Dumnezeu și în poporul lui Dumnezeu cum vrei tu, nu există așa ceva. 5. Pune-l. Mă duc repede. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Încă o dată spune Hristos. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Un lucru care vreau să fii atent în dimineața aceasta este să bagi de seamă și să fii atent că tu ești doar mlădița. Eu sunt vița. Voi sunteți mlădițele. Tu trebuie să rămâi în Hristos. Voi ați fost atenți ce a vorbit Dumnezeu la Jacob în dimineața asta. Eu te-am chemat să fii într-un loc, nu? Să rămâi în mine. Și tu te-ai băgat sub un acoperiș. Tu trebuie să rămâi în Hristos, în viță. Pentru ca seva lui să rămână în tine. Voi înțelegeți în dimineața asta ce vă spun? Pentru că am văzut o sumedenie care au ajuns la un moment dat și au degrees. Știți ce degree, nu? Au autorizație, că acum îs mari specialiști în cuvânt, îs mari specialiști în a predica, îs mari specialiști, dar ies de mult departe de viță. Și problema este în felul următor. Noi am fost chemați să băgăm de seamă că nu suntem noi via, nu suntem noi vița, nu suntem noi stăpânii, noi suntem doar mlădița care aduce rod. Și apoi, tu trebuie să rămâi în Hristos pentru ca seva lui să treacă prin tine și să aducă rodul care trebuie să-l aducă. Am văzut o sumedenie, fraților, care s-au dus departe de Dumnezeu și nu mai au nimic de a face cu Dumnezeu, dar nici Dumnezeu cu ei. Și acum versetul 6. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița în roditoare și să usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și arde. Hai să vă întreb ceva. Ce faceți voi prima dată când vedeți dintr-o dată că telefonul care l-ați plătit nu mai merge? Apeși să se ducă call-ul și nu se duce. Ce faci prima dată? Prima dată îl oprești și îl repornești, nu? Așa faceți? Dar de ce verificați treaba asta? De ce nu ziceți, băi, eu am plătit, trebuie să meargă. Pe mine nu mă interesează. Lasă-l așa că... De ce verificați? De ce verificați? Păi nu face Dumnezeu același lucru. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca blădița năvăritoare și să usucă. Dar vreau să vă întreb ceva. De unde știu că nu mai suntem unde trebuie? Că ne verifică. Vede, mă, aduce, n-aduce rod? Stagnantul de care vorbi Dumnezeu astăzi. Știi? Stai pe loc, nu mai vine nimic, nu mai intră, nu mai iasă nimic. Și Hristos zice, nu, eu vreau să te verific. Ascultă-mă, mai devreme sau mai târziu se va face o verificare. Că și Dumnezeu face verificări. Uite, fratele Cristi poate să vă spune, el lucrează strungar. În ghilimele, eu vă spun ca să înțelegeți. El nu mă veghează mașina respectivă. Ia întrebați-l pe el, de ce e acolo?
De ce? Ca să verifice. Ala e slujba lui. Prin programări și apoi verifică. Ca nu cumva să iasă ce nu trebuie să iasă. La fel și Hristos vrea să vadă, mai devreme sau mai târziu, se va face o verificare a conexiei. Mai ești conectat acolo unde trebuie să fii? Versetul 7. Mă duc rapid. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Aici avem o problemă. Ați cerut ceva și n-ați primit. Spuneți adevărul. Păi de ce? Ascultă-mă. Am să cer o întrebare. De ce nu primești răspunsul, ok, la ceea ce cer? Și acum să-ți răspund foarte simplu. Răspunsul este foarte clar. Mai ești parte din viță și mai curge seva lui Hristos prin tine. Că ascultă-mă, pe ai săi, zice cuvântul lui Dumnezeu, că nu-i va lăsa niciodată. E drept? S-ar putea că atunci când cer să nu fii chiar cum trebuie să fii înaintea lui Dumnezeu și zice Dumnezeu, nu-mi place, prima dată verific ce trebuie să treacă și apoi trimit ceea ce trebuie să primești. Și o să zici, dar ce nu-i în regulă? O zis Jacob mai devreme și m-a plăcut. Și o zis și fratele Pir. Care-i seva? Vă rog să spuneți. Care-i seva? Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cuvântul lui Dumnezeu, e seva care ne curge prin vine și prin oase. Cereți orice veți vrea și să vi se va da. Ascultă-mă. Când tu ești curat înaintea lui Dumnezeu, curge ce trebuie să curgă prin tine. Și tu te duci înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne Dumnezeule, datorită faptului că eu sunt copilul tău și tu ești copilul meu, eu îți cer ca în ziua de astăzi să faci lucrul ăla. Ascultă-mă ce spun. Dacă crezi cu toată inima și nu te îndoiești, zice cuvântul lui Dumnezeu, vei primi ceea ce ai cerut. Crezi lucrul ăsta? Mă întreb încă o dată, că sunteți așa ezitanți din asta. Măi, credeți sau nu credeți? Amin. Versetul 8. Hai că nu vă mai țin mult, că sunteți obosiți. Dacă aduceți mult rod prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Ascultă-mă acum ce spun. Nu o să spună mulți treaba asta, dar vreau, eu ți-o spun pe direct. Ești considerat ca ucenic numai dacă aduci roadă. Îl iau pe fratele Cristi din nou. Întrebați-l, îl consideră ai angajat dacă el nu se prezintă acolo și nu face treabă bună? Nici vor. N-are nimic de a face. Zice, băi, ieți, tot și du-te afară. N-are nimic de a face cu tine. Dar trebuie să aducă roadă, trebuie să producă ceva pentru compania aia, ca el să fie parte din compania aia. Roada adusă de tine, partea a doua. Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Ascultați-mă. Roada adusă de tine va fi lucru care totdeauna va aduce slava lui Dumnezeu. Asta e o problemă mare de tot. Noi vrem să fim recunoscuți. M-am dus eu la spital să mă rog pentru Cutărescu și s-o vindecat copilul. I-a spus ceva la un american săptămâna trecută și-o râs și-o zis, niciodată nu mi-a dat cineva o lecție mai tare ca așa asta. Doug, cel care v-a făcut vouă HVAC-ul, v-a făcut căldura și frig. O veni la noi. Și ne-a spus că Dumnezeu îl cheamă in the ministry of deliverance, adică în a elibera oamenii de duhurile străine și lui e frică, el se teme de treaba asta și au zis de ce se teme. Se teme că se va îngânfa prea tare când o să iasă duhurile. Și asta și m-a dat așa, zis, tu crezi că tu cu puterea ta scoți tu pe duhuri afară. Și am dat o lecție. Așa mi-a spus Dumnezeu să spun acolo. Și am spus, auzi, Doug, când o să-ți vină așa să te îngânfi, știi, că ai scos tu vreun duh afară, să-ți aduci aminte că tu nu ești în stare să-i faci CPR la o muscă. Atât o râs ăsta, când o auzit, o zice, niciodată nu m-a dat cineva un exemplu mai bun ca acesta. Zic, auzi, când poți să faci CPR la o muscă, vino și spune. Și atunci să te lauzi. Poți? Nu poți. Nu poți să dai prim ajutor la nimic, fraților. Noi suntem limitați, dar cel care este noi, adică noi altuiți în viță, face orice vom cere cu credință pentru gloria lui Dumnezeu, dar la sfârșit n-avem voie să luăm noi gloria lui Dumnezeu. Toată slava trebuie să o dăm lui Dumnezeu. Ascultați-mă. Știți ce s-a rugat Hristos? Și-a zis, Tată, fă ca, pentru că eu am rămas în tine, ei să rămână în mine și lumea să știe că noi toți suntem slujitorii tăi. Sau ucenicii. Cum știe lumea, fraților? Cum știe?
dacă suntem din via care trebuie, dacă vița este de soi și mlădițele saltoite și aduc rod, să uită și zic, bă, dar nu dau slavă lui, dau slavă lui Dumnezeu. Că el e parte de, din lucrarea lui Dumnezeu. Pune versetul 9. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. O întrebare de baraj, cum zicea fosta mea dirigintă. Vă rog să-mi spuneți, dacă mai urmați exemplul lui Hristos, cum stai cu dragostea? Iubești până la moarte, rămânând în ascultare, sau mai zici, bă, pe ăsta-l iubesc, pe ăsta nu-l iubesc, că vai șamar de capul lui. Ascultați-mă, noi am fost chemați, iertați-mă, să iubim cu dragostea lui Hristos. Știți lucrul acesta? Și Hristos a iubit și a zis, cum a iubit pe mine Tatăl. Fiți atenți acum la exemplu care vi-l dau. Cum a iubit pe mine Tatăl. Hristos a văzut dragoste de la Tatăl. Așa l-am iubit eu pe voi. Ucenicii au văzut dragoste la Hristos. Rămâneți în dragostea mea și o să ziceți de ce. Ca și alții să vadă dragostea pe care voi o aveți în voi. Că ați primit-o de la mine și am primit-o de la Tatăl. Voi pricepeți conexia. Versetul 10. Formula specială, ascultați aici, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Asta e o formulă specială. Formula specială pentru a rămâne în dragostea Lui Hristos este ca să păzim poruncile Lui. Și acum, eu v-am mai spus odată treaba asta și vă spun încă o dată. Fraților, iertați-mă că vorbesc acum așa, în special pentru surori care nu înțeleg, că ele nu au fost la armată, dar unii dintre noi am fost la armată. Dacă o femeie nu-i trăinuită cu arma, există șansa să te împuște în picior. Dar acum ascultați-mă un lucru. Când voi ați fost în armată, că majoritatea ați făcut armata în România, când v-au pus de pază, ascultați-mă, ce trebuia voi să faceți? Să apărați până la... La ce? Până la moarte. Dacă venea cineva și spunea, băi, dacă nu mă lași să trec, te împuști. Tu spuneai, bă, nu. Poți să faci ce vrei, că de aici nu treci. Fac o paranteză. Pe vremea lui Ceaușescu, un unchi de-al un verișor de-a meu, a fost la București și a făcut pază la Comitetul Central, unde era Ceaușescu. Și într-o noapte, să vedeți ce s-a întâmplat. Ceaușescu a vrut să vadă ce fel de pază are. Și a ieșit afară în persoană, el singur. Și a început să plimbe pe acolo. Și ăsta care a fost gardizoane acolo, a strigat și a spus, oprește-te! Și ăsta nu s-a oprit, că a vrut să vadă. Și ăsta a spus, dacă nu te oprește, somezi! Și a tras un foc în aer. Pac! Și ăsta nu s-a oprit și a zis, dacă nu te oprești, acum pun în tine glonțul ăsta. Și s-a oprit Ceaușescu și a zis, stai așa o secundă, că eu sunt Nicolae Ceaușescu, eu am vrut să văd ce fel de pază am. Și știi ce s-a întâmplat? L-a trimis acasă vreo 6 săptămâni de zile. I-a dat liber, a zis, bă, cu oameni din ăștia mei n-am nicio treabă, mă păzesc ăștia. Și l-a trimis acasă, că a reacționat cum trebuie. Fraților, noi trebuie să iubim până la moarte și noi trebuie să păzim poruncile Lui și să rămânem în dragostea Lui după cum și El a păzit poruncile Tatălui Său și a rămas în dragostea Lui. Versetul 11. Acum aici vreau să fiți atenți. Că este un lucru care ne lipsește în ziua de astăzi și în dimineața aceasta nu prea suntem unde trebuie. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Traducere. Bucuria lui Hristos trebuie să fie în inimile noastre în tot timpul. Amin. Și acum partea a doua, care nu prea nu place nouă. Și bucuria deplină vine doar în urma ascultării și împlinirii și va fi desăvârșită. Spune încă o dată. Bucuria deplină. Vedeți ce scrie acolo? Bucuria voastră să fie deplină, adică desăvârșită. Nu va veni doar decât în clipa în care ascultăm 100%, dar și împlinim. Și acum pentru cei care, uite, Cristi nu a fost și pentru el spun încă o dată, nici tinerele nu au fost toate. Joi, v-am dat un exemplu
Și am zis că nu vă las să plecați, că v-am ținut în suspans. Dar vreau să mai spun încă o dată pentru cei care nu au fost joi. Săptămâna trecută am avut o experiență cu Dumnezeu. Că acum ascultați-mă ce vă spun. Nu există să fii altuit și să nu fie rod. Nu există. M-am dus să duc o mașină de dimineață luni cu Mihaela la dealer. Să se uite la ea să-mi spună care e problema. Că nu am computer așa de performant. Și am plecat și pe drum, fac istoria scurtă. Mi s-a rupt cureaua. S-a aprins becul la alternator, nu mai încărca. Apoi ulterior am fiert motorul, dar n-am avut unde să trag pe marginea drumului. Și până la urmă am tras unde am putut să trag. Și treceau mașini pe lângă mine, oameni care nu-i interesa cu 80 de mile la oră. Și eu n-am putut să ies afară. Și soția zice către mine, ce facem? Zic, mergem acasă, luăm trailerul, luăm trocul și venim după. Și m-am dus și în momentul în care m-am băgat sub mașina aia să bag cârligul ăla, să agăț, am simțit când m-am tras să ies afară că ceva e sub mine. Și când am tras așa afară, am găsit o cheie de 13 mm. Știți ce e o cheie, nu? Un wrench pentru americani. Și m-am uitat la ea și am zis, primul impuls l-am avut din bol să-l arunc acolo, după gard. Și Dumnezeu a zis, nu-l arunca, pune-l în mașină că o să ai nevoie de el. Și m-am dus, am făcut toate conexiile, am început să trag cu macaraua aia, știți? Mașina sus și când a fost la jumătate s-a oprit bateria, n-a mai dat curent. Și în momentul ăla nu am putut să plec, n-am putut să dau mașina jos, n-am putut să o pun sus, n-am putut pleca de acolo. Și am zis, ce fac acum? O sun pe soție, spun să vină din nou în mijlocul drumului, pe marginea drumului, cum vreți voi. Și ascultați-mă, cel în care am fost altoit, o trimis seva lui, Duhul Sfânt, cuvântul lui, și am zis, uite ce faci. Te duci, deschizi capota la papucul tău, la trocul tău. Și cu cheia care ți-am dat eu, care am pus-o luni de zile pe marginea drumului, chiar sub spatele tău astăzi, te duci și dai jos bateria, o pui pe macaraua și tragi mașina sus. Ascultați-mă, bornele au fost exact 13 mm. Am desfăcut cu cheia frumos, am pus bateria, am tras mașina sus, m-am dus înapoi înăuntru și apoi am mulțumit lui Dumnezeu și am zis, Doamne, atâta de mult îți mulțumesc că sunt altoit în via ta. Că sunt o mlădiță ta, pentru că tu ai pregătit cheia aia pentru mine cu luni de zile înainte. Și am zis, fraților, și vă spun din nou, ascultați-mă, puteam să fiu cu doi fiți mai încolo sau doi fiți mai în spate și nu mai vedeam cheia. Dar au fost chiar sub spatele meu, că Dumnezeu, odată cu încercarea, pregătește și prilejul scăpării din ea. Amin. Știți lucrul acesta? De asta, fraților, mai devreme sau mai târziu se va face o verificare a conexiei. Eu vă întreb pe voi acum, dacă eu nu eram cum trebuie cu Hristos și Hristos nu era în mine și eu nu eram conectat și așa mai departe, mai făcea Dumnezeu lucrurile alea? Că puteam să opresc oriunde, cu o mailă mai devreme, o mailă mai încolo, puteam să... Dar Hristos a zis, nu, oprește exact aici, că eu am pregătit. Am auzit să mă condamne, cum a zis și joi, zice, dar trebuie să-ți iei cu tine o trusă de scule. Dar eu n-am avut nevoie. Că eu am avut nevoie de Hristos și Hristos mi-a dat exact cheia care mi-a trebuit. Și am zis joi un lucru și vă spun încă o dată. Dar dacă ne dă Dumnezeu trusa întreagă cu care putem ieși din orice fel de problemă în care suntem. Îți dă și tubulara aia, îți dă și fixa aia, îți dă și îți dă tot. Și când tu nu mai știi ce să pui. Știți că un mecanic bun când se uită, deja știe. Dăm aia și o rezolva situația. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Secretele viței roditoare a fost titlul mesajului din dimineața aceasta. Aș vrea să facem o rugăciune și rugăciunea aceasta să-i spunem Domnului, Doamne Dumnezeule, am învățat în dimineața aceasta că Tu ești adevărata viță și Tatăl este vierul. Am învățat că pe orice mlădiță care n-aduce rod, Tu, Doamne, o tai, dar pe cea care aduce rod, Doamne, Tu o curățești ca să aducă și mai mult rod. Am învățat, Doamne, că noi suntem curați din pricina faptului că Tu ne-ai făcut curați, Doamne Dumnezeule, prin cuvântul Tău, care este adevărul, ne-ai făcut curați. Ne-ai spus, Doamne, să rămânem în Tine, că și Tu vei rămâne în noi. Și ai spus că nu putem, Doamne, să aducem rod dacă nu suntem în Tine. Ne-ai învățat, Doamne Dumnezeule, că Tu ești vița și că noi suntem mlădițele și mlădițele acestea trebuie să rămână în Tine ca să aducă rod. Ne-ai mai învățat, Doamne Dumnezeule, că dacă nu rămânem în Tine, adică în alte cuvinte, despărțiți de Tine, nu putem face nimic. Ne-ai mai învățat că dacă alegem să rămânem în Tine, Doamne Dumnezeule, și dacă rămân în noi cuvintele Tale,
Vom putea cere orice și vom primi. Repet încă o dată. Vom putea cere orice și vom primi. Dacă aduceți, o zis Hristos, ne-a mai zis, Doamne, că dacă aducem mult rod, Tatăl meu va fi proslăvit. Și le-am mai învățat un lucru. Că așa cum te-a iubit Tatăl pe tine, tu ne-ai iubit pe noi și noi trebuie să iubim la fel ca oamenii să cunoască că tu ești în noi. Ne-a mai învățat, Doamne, că trebuie să păzim poruncile tale, să fie supreme pentru noi. Și apoi ne-a mai învățat un lucru, Doamne. Ne-a învățat că bucuria va fi deplină în interiorul nostru dacă vom păzi toate aceste lucruri. Și am înțeles un lucru. Suntem deficitari. Avem nevoie de roadă, dar avem nevoie mai mult de orice, de tine, Doamne. Și te rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Completează tot ce avem nevoie în dimineața aceasta. Lasă pacea ta, lasă ascultarea ta, lasă cuvântul tău, lasă seva ta, lasă o infuzie de sânge proaspăt din tine, Doamne. Și fă, Doamne, ca mintea noastră să fie curată, inima noastră să fie curată. Fă ca sufletul nostru să fie gata pentru întâlnirea cu tine. Vrem să fim robii tăi, Doamne, dar vrem să avem roadă. Și cereți lui Dumnezeu și cerem lui Dumnezeu, Doamne, începând din ziua de astăzi, fă să fie atâta de multă roadă, Doamne, să o culegem și noi, dar să o culeagă și alții. Mă opresc spunându-vă ceva. Îmi place un lucru aici, așa la Idaho. Știți care îmi place? Toți fermierii ăștia care se duc și lucrează din greu, la sfârșit o parte din ceea ce recoltează, lasă ca să vină alții și să ia. Ați văzut treaba asta? Eu am văzut. Și știți din ce cauză? Pentru că bucuria stăpânului, bucuria implicării lui în viața ta, nu-i doar pentru tine, ci și pentru alții. Împărtășește și arată altora câtă roadă ți-o da ție Dumnezeu și lasă-i să guste din bunătatea lui Dumnezeu. Și îi vei motiva ca anul viitor ori să vină să pună împreună cu tine, ori să-și deschidă ceva separat, dar tot cu mlădița altoită din Hristos. Vrei lucrul acesta? Haideți să intrăm înaintea Domnului cu rugăciune. Venim înaintea ta, Doamne. Zompertaria disor de vero și eu. Taritor te el proveltia ritore. Tu ești Dumnezeu și nu-i nimeni ca tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce ne-ai învățat în dimineața aceasta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că în final, Doamne, cunoaștem secretele. Secretele pe care trebuie să le cunoaștem vis-a-vis, Doamne Dumnezeule, de viță, vis-a-vis de recoltă, vis-a-vis, Doamne Dumnezeule, de altoire, vis-a-vis de fapte, vis-a-vis, Doamne Dumnezeule, de mult rod și binecuvântat, Doamne, vis-a-vis de faptul că trebuie să avem dragoste, că despărțiți de tine nu putem face nimic. Am înțeles, Doamne Dumnezeule, că Tu ești în Tatăl și noi suntem în Tine și noi trebuie să aducem mult rod. Doamne, iartă-ne că și de multe ori n-am adus rodul necesar. Doamne, n-am adus nici măcar pentru noi, dar mai să guste alții de multe ori. Dar începând din ziua de astăzi vrem să aducem mult rod. Începând din ziua de astăzi vrem să guste și alții, Doamne, din roada pe care noi, Doamne Dumnezeule, am obținut-o lucrând după cuvântul Tău, ascultând de poruncile Tale, păzind poruncile Tale, punându-le, Doamne, și implementându-le în viața noastră exact așa cum Tu ai spus, Doamne. Și, Doamne, acum în final, Doamne, ne bucurăm, Doamne, și bucuria aceasta este deplină, pentru că toată gloria o dăm lui Hristos, toată gloria o dăm Tatălui, toată gloria o dăm Duhului Sfânt care lucrează împreună cu noi, Doamne, și oamenii se pot bucura, Doamne, împreună cu noi, de marile realizări pe care Tu, Doamne, le-ai trimis în viața noastră. Doamne, noi nu putem face nimic, Doamne, dacă nu suntem altoiți, Doamne, în vița originală, vița de soi, Doamne, care ești Tu, nu putem face nimic. Dar Te rugăm în dimineața aceasta, ajută-ne să ne lăsăm curățiți. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să înțelegem că fără curățire nu există rod, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, să ne facem o verificare și să vedem, Doamne, dacă semnalul mai vine de la Tine. Să vedem dacă seva mai curge prin noi. Să vedem, Doamne Dumnezeule, dacă Tu mai găsești plăcere, Doamne, în a interacționa cu noi. Pentru că, Doamne Dumnezeule, vrem ca roada, Doamne, să aducă multă bucurie stăpânului. Dar, Doamne, vrem să mâncăm și noi din ea, Doamne. Îți mulțumim în numele lui Iisus. Te binecuvântăm pentru dimineața aceasta. Te binecuvântăm pentru harul care l-ai dat. Te binecuvântăm, Doamne Dumnezeule, pentru infuzia proaspătă pe care ai făcut-o, Doamne Dumnezeule, din adevărul Tău, Doamne, din adevărurile Tale. Îți mulțumim în numele lui Iisus și ne închinăm înaintea Ta. Te recunoaștem ca Domn și Mântuitor.
Și Doamne, îți mulțumim, Doamne, pentru Duhul Tău, pentru Fiul Tău, îți mulțumim, Tată, că ești același Dumnezeu care, Doamne, nu ți-ai cuvântul înapoi, ci veghezi asupra Lui ca să-L împlinești în viața noastră. Glorie ție, slavă numărului Tău cel sfânt și binecuvântat, te iubim și vor rămâne în ascultare, păzind poruncile Tale. Tată, fii slăvit prin Fiul Tău și prin Duhul Tău cel sfânt în veci. Amin. Amin.